ascultare, testul de bacalaureat din vara 2021, din sesiunea din vară. În ordine, cu progresie geometrică, ultimele două teste de antrenament chiar au avut progresii geometrice. Raportul a doi termeni consecutiv dintr-o progresie geometrică ne dă rația. Și atunci rația noastră este 6 împărțit la 2, adică 3. Iar pentru a-l afla pe B3, cel de-al treilea termen, îl vom înmulți pe B2 cu rația. Deci este 6 ori 3, adică rezultatul este 18. Mergem la al doilea exercițiu. Calculați F compus cu G în punctul 7. În exercițiul, în testul de antrenament 12, am avut tot o compunere de funcții. Deci trebuie să-ți lucrezi testele. Asta este concluzia. F de G de 7, adică este F de. Și îl vom calcula pe G de 7. 7 minus 7, deci F de 0, iar F de 0 va fi 0 plus 7, deci rezultatul 7. Am ajuns la cel de-al treilea exercițiu. Un test ai avut în ultimul test, în cel 12, a fost o ecuație logaritmică, dar și ca și la ecuații logaritmice, vei începe prin a impune condițiile de existență. Și cei subradical și rezultatul unui radical, de ordin par, trebuie să fie numere pozitive. Vei ridica apoi la puterea a doua. Deci va rămâne 2x minus 1 egal cu x la a doua minus 4x plus 4. Atenție la calcule. Deci x la a doua minus 6x plus 5 egal cu 0. Vei face delta să observ direct soluțiile. B la a doua minus 4ac egal cu 36 minus 20, adică 16. De unde x1, 2 vor fi 6 plus sau minus 4 pe 2a. Adică odată 5 și odată 1. Și le verificăm. 1 minus 2 nu este pozitiv. Chiar scriem, 1 minus 2 este negativ. Deci această soluție nu convine. Și atunci soluția ecuației este x egal cu 5. Trecem la următorul exercițiu, în care ni se cere o probabilitate. Vei începe prin a scrie întâi formula. Probabilitatea este numărul cazurilor favorabile pe numărul cazurilor posibile și apoi începi să le calculezi. Alegem din mulțimea numerelor naturale de o cifră. Câte numere naturale de o cifră sunt? De la 0 la 9 sunt 10. Și le alegem pe cele care verifică relația anunțată. Păi, n egal cu 0 nu verifică, pentru că 0 nu este mai mare ca 0. Fals. Mergem la n egal cu 1. Păi la fel. 1 minus 1 fac 0. 0 nu este mai mare decât 0. Fals. 2. N egal cu 2. Fals. Din aceleași motive. 3 la fel. Din aceleași motive. E bine să scrii și motivele. 4 la fel. Din aceleași motiv. Fals. 5 va fi bun. Pentru că 5 ori 4 ori 3 ori 2 ori 1 este număr pozitiv. 6 ori 5 ori 4 ori 3 ori 2 este număr pozitiv. 7 ori 6 ori 4 ori 3, am pierdut 5 până de acum, 5 ori 4 ori 3, pozitiv. Trecem la 8. 8 la fel, 8 ori 7 ori 6 ori 5 ori 4 e pozitiv și 9 la fel. 9 ori 8 ori 7 ori 6 ori 5 este număr pozitiv. Deci câte cazuri favorabile? 1, 2, 3, 4, 5. Probabilitatea 5 pe 10, adică 1 pe 2. Vom șterge problema să lucrăm pe cea de-a 5-a și o să ne capă și 6. Ștergem rezolvarea, m-am exprimat greșit, scuze. Și pentru a demonstra că punctele B, D și mijlocul segmentului AC sunt coliniare, vom folosi formula de coliniaritate. ABC sunt coliniare, am mai emitit într-un test anterior, dacă și numai dacă, X-ului A, X-ului Y-ului A, 1, X-ului B, Y-ului B, 1, X-ului C, Y-ului C, 1 este 0. Să vedem ce puncte avem noi. Deci, B-ul avem dat, D-ul avem dat, mijlocul segmentului AC.
Hai să-l notăm cu M, mijlocul segmentului acest, și-l aflăm. Coordonatele mijlocului se află cu aceste formule pe care le-am mai amintit anterior. Păi adunăm AU și CU. 4 pe 2, 2. 1 plus 5, 6 pe 2, 3. Deci M-ul are coordonate 2, 3. Și mergem să calculăm acest determinant în ordine. Deci mijlocul este M. Luăm B întâi, minus 1, 0, 1. Vom lua după aceea D-ul, 5, 6, 1. Și apoi M-ul găsit, 2, 3, 1. Calculele cu care dorești tu, vei face calcul cu regula lui Sales, cu regula triunghiului, cu orice regulă dorești. Eu o să fac regula triunghiului. Minus 6 plus 15 plus 0. Minus produsul elementelor pe diagonala secundară, paralela cu colț opus, deci va fi plus, pentru că schimb semn, și 0. Minus 0. Și terminăm calculul. 15 și cu 3 fac 18, minus 18, 0. Deci punctele sunt coliniare. Și am ajuns la ultima problemă, în care aici este extrem de ușoară. Mi se cere să calculăm x-ul din 0 pi, intervalul 0 pi, cu proprietatea că sin de x minus cos de x la pătrat este 2. Eu te sfătuiesc să faci calcule, pentru că vei observa după aceea, vei folosi o formulă. Sin pătrat de x minus 2 sin x cos x plus cos pătrat din x egal cu 2. Cum sin pătrat plus cos pătrat fac 1, formula fundamentală a trigonometriei înseamnă că vei avea 1 minus. Iar 2 sin x cos x este formula sin de 2x. Am mai scris-o anterior. Minus sin de 2x egal cu 2. De unde îți va da că sin de 2x este minus 1? Hai să ne uităm pe cercul trigonometric și să vedem unde sinusul este minus 1 sau sinusul cărui unghi este minus 1. Aici avem cos, aici sin. Deci sinusul 1 îl avem în partea de sus, sinusul minus 1 îl avem în partea de jos. Adică primul unghi pentru care sinusul este 1, 3 pi pe 2. Și minus 1, scuze. Minus 1, 0, minus 1. Sinusul este a doua dintre coordonate. Deci vom avea 2x egal cu 3 pi pe 2, de unde x egal cu 3 pi pe 4. Și asta este valoarea cerută. E bine să precizez că aparține lui 0 pi. Am ajuns la cea de-a doua problemă, în care la primul, cel de-al doilea subiect, la primul, prima problemă, A, ni se cere să arătăm că determinantul lui A de 0 este 1. Întâi scriem determinantul lui A de 0, 2 la 0 e 1, deci 1 plus 1, 2. 2 la 0, 1, minus 1, 1 minus 1, 0. Și îl calculăm. 2 ori 0 fac 0, minus minus 1, deci 1, relația este adevărată. Ce calcule înlocuim? Hai să luăm întâi să scriem ordonata de 1 plus A de 2 minus A de 1 ori A de 2. Înlocuim matricile, deci avem A de 1, 3, 2, minus 2, 1 minus 2 fac minus 1, plus A de 2, 1 și cu 4, 5, 2 la 2, 4, minus 4, 1 minus 4, minus 3. Și acestea două va trebui apoi să le înmulțim. Dar le copiez ca să facem ordonat. Egal. Întâi adunare. 8, 6, minus 6, minus 4. Și acum înmulțire. Linie cu coloană. 15 minus 8 fac 7. Între ele avem semnul minus. Să pun să nu greșim apoi, că deci atenție. Bun, continuăm. 3 ori 4 fac 12, 12 minus 6, 6. Încep cu a doua linie, cu prima coloană. Minus 10 și plus 4, minus 6. Și a doua linie cu ultima coloană, cu a doua coloană din matrice, minus 8 plus 3 fac minus 5. Și acum scădem. 8 minus 7, 1, 6 minus 6, 0, minus 6 plus 6, 0, minus 4 plus 5, 1. Adică egal cu matricea unitate, exact ce trebuia să demonstrăm.
calcula întâi produsul AM Oradei, care va fi 1 plus 2 la M, 2 la M, minus 2 la M, 1 minus 2 la M și înmulțit cu 1 plus 2 la N, 2 la N, minus 2 la N, 1 minus 2 la N. Trebuie foarte mare atenție la calcul. Și vom avea produsul, deci produsul 1 plus 2 la N pe lângă 1 plus 2 la N, minus celălalt. Deci vom avea 1 plus 2 la N plus 2 la M plus 2 la N plus M minus 2 la N plus M. Deci aceștia se vor reduce. Mergem mai departe. La fel procedez. 2 la N plus 2 la N plus M și când înmulțesc plus 2 la M minus 2 la N plus M. Aceștia se vor reduce. Calculez și aici, minus 2 la M, minus 2 la M plus N. Minus 2 la N plus 2 la N plus M. Îi voi tăia pe cei care se reduc și mulțesc și a doua linie cu a doua coloană, minus 2 la N plus M plus 1 minus 2 la M minus 2 la N plus 2 la N plus M, pe care îi vom tăia. Nu mai scriu încă o dată. Scriu matricea A de M plus N și după aia voi scrie egalitatea ce rezultă. 1 plus 2 la M plus N, 2 la M plus N, minus 2 la M plus N și 1 minus 2 la M plus N. Păi ca să avem egalitate, acestea două trebuie să fie egale. Cum 1 cu 1 sunt egali, vom avea 2 la N plus 2 la M egal cu 2 la M plus E. Vom nota 2 la N cu un X, 2 la N cu un Y, 2 la N plus N se scrie 2 la M ori 2 la N, deci X ori Y. Și vom scrie relația altfel. XY minus X minus Y egal cu 0, de unde X pe lângă Y minus 1 minus. Y minus 1, deci am adunat un 1, înseamnă că trebuie să-l scădem, egal cu 0. De unde Y minus 1 pe lângă X minus 1 egal cu 1. De unde? Noi lucrăm cu numere naturale, deci 2 la M și 2 la N vor fi și ele numere naturale. Deci avem o singură posibilitate, 1, 1, că cele cu minus nu convin. Și atunci vom avea Y egal cu 2 și X egal cu 2. De unde? 2 la N egal cu 2, de unde N egal cu 1, 2 la M egal cu 2, de unde M egal cu 1. Și am obținut relația cerută. Calculăm au aici, minus 1 compus cu minus 1 este 1 plus 1 minus 1 minus 1, 0. Relația este adevărată. Demonstrăm B-ul făcând întâi calculele din dreapta, pentru că este mult mai comod să faci calcule. Deci pornim din partea dreaptă și calculăm x la a doua plus 2 ori x ori 1 pe 2. Hai să scriem ca să se vadă, plus 1 pe 4. Procedăm la fel, y la a doua plus 2 ori y ori 1 pe 2 plus 1 pe 4 minus 1 pe 2, care va fi egal. X la a doua plus y la a doua plus x plus y, pentru că aceștia se vor simplifica. 1 pe 4 și cu 1 pe 4 fac 1 pe 2, 1 pe 2 minus 1 pe 2, 0. Adică am obținut egal cu x compus cu y. Și pentru a determina mulțimea valorilor reale lui x, pentru ca relația x la a doua compus cu x la a doua, x la a doua compunerea, x la a doua compus cu x la a doua să fie mai mic sau egal cu 4, vom folosi pentru a compune aceste două elemente forma din B. X la a doua plus 1 pe 2, deci înlocuim în B, plus x la a doua plus 1 pe 2 la a doua, minus 1 pe 2 mai mic sau egal cu 4. Ceea ce este echivalentă cu de două ori x la a doua plus 1 pe 2 la a doua, mai mic sau egal cu 4 plus 1 pe 2, dacă aducem la același numitor, ne va da 9 pe 2. Faci calculele așa cu încetişor. Vom împărți prin 2, deci x la a doua plus 1 pe 2 la a doua, mai mic sau egal decât 9 pe 4. Extragem radical. Eu pun modul normal, nu mai e nevoie de modul, dar explicăm de ce. Așa, mai mic sau egal cu 1 pe 2.
pentru că această x pătrat este pozitiv, 1 pe 2 este pozitiv, nu mai am nevoie de modul. Deci este echivalent x la 2 plus 1 pe 2 mai mic sau egal decât radical din 9 este 3. 3 pe 2. Deci echivalent cu x la 2 mai mic sau egal 3 pe 2 minus 1 pe 2, 2 pe 2, 1. Și nouă ni se cer mulțimea numerelor reale. Ori faci tabel cu semn, ori extrag din nou modul, modul din x mai mic sau egal cu 1, ceea ce ne spune că x-ul este între minus 1 și 1. Direct sau cu tabel cu semn, cum îți este ție mai ușor. Și am ajuns la exercițiul de analiză, în care la primul punct ne-am obișnuit deja derivat. F derivat de x este x pătrat derivat 2x, plus 4 ori 1, 4, minus 1 pe 2, logaritmul derivat 1 pe x plus 2, ori x plus 2 derivat. Și facem câteva calcule. Numitorul comun este 2 pe lângă x plus 2 și aici vom amplifica cu 2 pe lângă x plus 2. Și atunci avem 2 pe lângă x plus 2 înmulțit cu 2 pe lângă x plus 2, că putem să-l scriem așa, minus 1. Deci vom avea 2 pe lângă x plus 2 la a doua, minus 1 supra 2 pe lângă x plus 2. Vom face diferența de pătrate, 2x plus 4 minus 1 pe lângă 2x plus 4 plus 1. Și apoi terminăm calculele. Deci egal, 2x plus 3 pe lângă 2x plus 5 supra 2 pe lângă x plus 2. Adică relația cerută este adevărată. Trecem la B, calculăm acea limită când x tinde la infinit din x la a doua plus 4x minus x la a doua minus 4x plus 1 pe 2 logaritm natural din x plus 2, am schimbat semnele, totul pe x. X la a doua cu x la a doua se reduc, 4x cu 4x, 1 pe 2 scoatem în față. 1 pe 2, limită când x tinde la infinit din logaritm din x plus 2 pe x. Avem nedeterminarea infinit pe infinit, avem voie să facem regulile L'Hôpital sau sunt valabile regulile L'Hôpital. Deci vom deriva numărătorul și derivăm și numitorul. 1 pe infinit este 0, 1 pe 2 ori 0, deci este 0. Tabelul și aici. X, f derivat de x și f de x, pe domeniul de definiție al funcției, adică minus 2, minus 2, să scriem mai frumos, plus infinit. Bun. Egalăm derivata cu 0. F derivat de x egal cu 0 este echivalent, numitorul nu va fi 0, 2x plus 3 pe lângă 2x plus 5 egal cu 0, de unde avem x egal cu minus 3 pe 2 și x egal cu minus 5 pe 2. Aceasta nu aparține domeniului de definiție, minus 2 infinit, deci singura soluție care combine minus 3 pe 2. Stabilind semnul, între rădăcinile mai fi avut semn contrar lui A, A-ul la noi este 4, 2 ori 2, după semnul lui A. Deci scade și crește. Dacă derivata funcției este negativă, înseamnă că funcția este descrescătoare, oricare ar fi x din intervalul minus 2, minus 3 pe 2. Și pentru că derivata funcției este pozitivă, rezultă că f este crescătoare, oricare ar fi x din intervalul minus 3 pe 2 plus infinit. Calculăm f de minus 3 pe 2 egal 9 pe 4 plus 4 ori minus 3 pe 2 și o să facem imediat calculele, minus 1 pe 2 logaritm natural din minus 3 pe 2 plus 2. Și terminăm calculul. 9 pe 4 minus 6, hai să scriu ca să nu greșesc, am simplificat 4 cu 2, minus 6, minus 1 pe 2 logaritm natural, aduc și la același numitor, din 1 pe 2, pe care voi scrie 2 la minus 1. Aduc și aici la același numitor, 9 minus 24 fac minus 15 pe 4. Dacă voi scrie 2 la minus 1, logaritm din 2 la minus 1, minus 1 coboară în față, deci voi avea minus 15 pe 4, minus 1 a coborât în față, plus logaritm natural din 2 pe 2. Eu zic să nu mai fac alte calcule deocamdată, îl lăsăm așa.
Deci am găsit f de minus 3 pe 2 egal cu logaritm natural din 2 pe 2 minus 15 pe 4. Și observăm că acesta este minimul funcției. Deci rezultă că funcția va fi mai mare sau egal decât mai mare sau egală decât logaritm natural din 2 pe 2 minus 15 pe 4, oricare ar fi x din acest interval, minus 2 infinit. Și prelucrăm această relație pentru a arăta că este echivalentă cu ceea ce s-a anunțat în concluzia, în ceea ce mi se cerea să arătă. Deci doar o prelucrăm. Și începem prelucrarea. Înlocuiesc f de x, x la a doua plus 4x minus 1 pe 2 logaritm natural din x plus 2 este mai mare decât 1 pe 2 logaritm din 2 minus 15 pe 4. Și ne uităm la relație, ce dorim să rămână. Trecem 15 pe 4 în prima parte, plus 15 pe 4 și trecem logaritmul în partea cealaltă. 1 pe 2 logaritm natural din x plus 2 plus 1 pe 2 logaritm natural din 2. Ceea ce e echivalent cu x la a doua plus 4x plus 15 pe 4, îl dăm pe factor comun pe 1 pe 2, pe lângă. Și ne rămâne suma a doi logaritm. Suma logaritmului este logaritm din produs. Ori 2. Și apoi termin acest calcul. Deci echivalent cu x la a doua plus 4x plus 15 pe 4, mai mare sau egal decât 1 pe 2 logaritm natural din 2x plus 4, adică exact ceea ce se cerea să demonstre. Și am ajuns la exercițiul 2, începem în ordine, integrală de la 0 la 3 din x la a doua plus 1 înmulțit cu f de x, 1 plus 2 pe x la a doua plus 1. Vom face înmulțirea. Integrală de la 0 la 3 din x la a doua plus 1 plus 2 pe lângă x la a doua plus 1 spre x la a doua plus 1 plus 2. Hai să terminăm și calculele și apoi vom face integrala din x la a doua plus 3 de x. Deci va fi x la a treia pe 3 plus 3x, ambele calculate între 0 și 3. Deci vom avea 3 la a treia 27 pe 3, 9 minus 0 plus 3 ori 3, 9. Deci rezultatul este 18, cum era anunțat de altfel. La B ni se cere tot calculul unei integrale, integrală de la 1 la 3 din x pe lângă 1 plus 2 supra x la a doua plus 1. Procedăm la fel, întâi înmulțirile, integrală de la 1 la 3 din x plus 2x supra x la a doua plus 1 de x. Prima integrală este doar de a aplica formula x la a doua pe 2 între 1 și 3, iar la cea de a doua. Observăm că 2x este x la a doua plus 1 derivat. Și atunci vom avea u derivat pe u, integral din 1 pe u, logaritm natural din u. Atenție, u derivat trebuie să existe acolo scris din formula de integrare prin schimbare de variabile. Deci logaritm natural din x pătrat plus 1, modulul nu l-am mai pus pentru că este pozitiv. Și vom termina calculul. 9 pe 2 minus 1 pe 2 plus logaritm natural din 10 minus logaritm natural din 2. O pe 2 care fac 4 din plus logaritm natural, diferența logaritmului din raport 10 pe 2 logaritm natural din 5. Vom transcrie relația sub o altă formă. F mare de x este integrală de la 0 la x din f de t de t, teoremă în manual. Atunci f mare de x plus 1 va fi integrală de la 0 la x plus 1 din f de t de t. Și facem scăderea. F mare de x plus 1 minus f de x va fi integrală de la 0 la x plus 1 din f de t de t minus integrală de la 0 la x din f de t de t. Dacă avem intervalul, vreau să arătăm 0, x plus 1, din care scădem integrala de la 0 la x, ne va rămâne integrala de la x la x plus 1 din f de t de t. Hai să vedem cine este f de t. F de t este 1 plus 2 supra t pătrat plus 1, care este mai mare sau egal cu 1, pentru că la 1 adunăm un număr pozitiv. Deci avem că f de t este mai mare sau egal decât 1.
integrăm de la x la x plus 1, deci vom avea că integrale de la x la x plus 1 din f de t de t mai mare sau egal, integrale din 1 t între capitele x și x plus 1. Deci integrale de la x la x plus 1 din f de t de t mai mare sau egal cu x plus 1 minus x 1. Adică exact ceea ce trebuia să demonstrăm. Am obținut că f de x plus 1 minus f de x mai mare sau egal decât 1, orice x număr real. Spor și ne auzim la celălalt test, subiectul dat în toamnă.